Dragi mămăligari, bine v-am găsit! Astăzi facem o rețetă care aduce bucurie în casă și adună toată familia la masă. Facem mămăligă în straturi sau taci și înghite. Voi cum cunoașteți această rețetă sub ce denumire? Sigur se face și în zona voastră pentru că se face în toată țara. Diferența dintre cele două rețete este că taci și înghite nu ar avea carne. Este o rețetă ciobănească pe care, firește, ciobanii o făceau cu ceea ce aveau la stână, adică lactate. La mămăliga în straturi, cineva foarte inspirat a adăugat și un pic de afumătură. Și, sincer, afumătura merge atât de bine la rețeta aceasta, încât chiar nu ai cum să faci mămăligă în straturi sau taci și înghite fără ea. Haideți să vă arăt rețeta. Rămâne la aprecierea voastră dacă puneți afumătură sau nu. Eu am pus. Ingredientele de pe ecran sunt suficiente pentru 4 porții foarte mari sau pentru 5-6 porții puțin mai mici. Începem cu afumătura, care, așa cum spuneam, este opțională, dar e atât de bună încât e greu să reziști tentației. Bineînțeles, dacă vreți să faceți mâncarea asta mai puțin calorică, puteți să nu o puneți. Iar dacă vreți să folosiți orice afumătură aveți în casă, e foarte bună. Pot fi cârnăciori afumați, Kaiser, șunculiță, ce aveți în casă. Bineînțeles, de preferat fără oase. O tăiem cubulețe mici, pentru că o vom pune puțin în tigaie să o rumenim și să mai scăpăm de grăsime. Și, pe de altă parte, e bine să aibă dimensiunea potrivită pentru servit. Și o gătim până când se rumenește frumos și lasă grăsimea în exces în tigaie, astfel încât să o putem îndepărta. Nu va mai avea ocazia să se gătească, așa că rumeniți acum carnea atât cât vă place. Și când e gata, puneți-o pe o farfurie în care ați pus prosoape de hârtie care să absoarbă excesul de grăsime. Lăsați-o puțin deoparte până când e gata și mămăliga. Cât despre brânză, eu am aici 250 de grame de telemea. E bine să folosiți o brânză cu gust intens, de exemplu o telemea de oi sau de vaci, brânză de burduf, caș de oi, deci o brânză sărată, dar cu aromă intensă, ca să avem într-adevăr o mâncare gustoasă. Și trebuie dată pe răzătoare. Pentru mămăliga în straturi sau taci și înghite, eu fac mămăliguța puțin mai moale decât o fac de obicei. Folosesc 1 litru de lichid și 250 de grame de mălai. Lichidul poate fi apă, poate fi lapte sau jumătate apă, jumătate lapte. Dar ca să avem o mămăligă mai cremoasă, eu zic că la taci și înghite e bine să fierbem mălaiul în lapte. Tot în lapte pun de la început 100 de grame de smântână, smântână din aceasta groasă fermentată, cum punem la sarmale. Scopul este tot ca să dăm cremozitate mămăligii, să nu fie acolo chiar o mămăligă simplă. Desigur, dacă țineți la calorii, puteți să omiteți smântâna. Punem și un praf de sare. Atenție, vom avea multă brânză sărată și afumătura e sărată, nu exagerați cu sarea din mămăligă. Punem laptele la fiert și vom adăuga mălaiul atunci când laptele dă semne că începe să se umfle. Și la început amestecăm cu un tel de mână ca să nu se formeze cocoloașe. Lăsăm mămăliga să fiarbă la foc mic și amestecăm din când în când. În funcție de mălaiul pe care îl folosiți, va fi nevoie cam de 20 de minute. Și cu cât se umflă mai mult, cu atât trebuie amestecată mai des ca să nu se prindă de fund și să se afume. Vedeți că mămăliga fiartă în lapte e mai albă și mai cremoasă. Vom avea o mâncare absolut grozavă. După ce mămăliga s-a întărit, o răsturnăm pe o farfurie. Mălaiul acesta fiert în lapte cu puțină smântână este grozav de bun și mi-amintește de rețeta de pusat cu lapte. Dacă nu o știți și vreți să o încercați, o găsiți de asemenea și pe canal și pe blog. Despre formă, folosiți ce formă aveți, o tavă, e mai lată, din sticlă, din porțelan.
e bine să fie un pic mai înaltă ca să puteți forma acolo straturile fără grijă și să încapă bine și ouăle deasupra. Și o ungem peste tot cu puțin unt moale ca să nu se lipească mămăliga. Nu lăsăm mămăliguța să se răcească, ci imediat ne apucăm să montăm acest delicios taci și înghite. E neplăcut să se tot lipească mămăliga de lingură, așa că am pus puțină apă într-un castronel și voi lucra cu lingura umezită. Am pus exact jumătate de mămăligă în primul strat și îl nivelăm foarte bine. Mai departe presar 3 sferturi din cantitatea de brânză și la fel procedez și cu afumătura. Mai las doar câteva cubulețe pentru decor deasupra și peste stratul acesta de bunătăți punem restul de mămăligă. Am pus și restul de brânză. Iar acum, caracteristica acestui fel de mâncare sunt ouăle, pentru care am să fac loc cu o lingură. Eu am să pun 4 ouă. Carnea, v-am spus că e mai mult ca decor deasupra, de aceea am și păstrat doar câteva cubulețe. Peste fiecare ou punem câte o fâșie subțire de unt ca să se topească și să împiedice ouăle să se usuce deasupra cât timp stau în cuptor. Iar la final tot ce mai trebuie e puțin piper. Presărat pe fiecare ou. Și minunea noastră e gata de trimis la cuptor. Cuptorul la 180 de grade pentru 15-20 de minute. Practic trebuie să se combine aromele, să se topească brânza și să se gătească ouăle care sunt gata în câteva minute. Ei, și iată mâncarea noastră care arată extraordinar de apetisant și care va aduna toată familia la masă. Lăsați-o 5-7 minute în tavă cât să-și tragă sufletul și apoi o porționați și o serviți, chiar dacă va fi fierbinte încă și poate că nu veți reuși să tăiați cele mai frumoase felii, dar taci și înghite sau mămăliga în straturi, cea mai bună este atunci când e caldă, abia scoasă din cuptor. Dacă totuși nu se mănâncă toată și vă mai rămâne și pentru a doua zi, păstrați-o la frigider și încălziți-o în cuptor sau la microunde. Așa arată cea mai generoasă porție de mămăligă în straturi. Se poate servi cu iaurt sau cu smântână, dar sincer, pentru mine nu-i mai trebuie nimic. E perfectă așa cum este. Dragilor, vă doresc poftă bună și să vă bucurați alături de cei dragi de o mâncare deosebită.